manifestul companiei pe care o reprezentați, ARPIM, a avut un manifest care s-a numit Manifest pentru Sănătate și mie mi-a atras atenția următorul paragraf, citez: pentru îmbunătățirea sistemului sanitar din România și alinierea sa la media din Uniunea Europeană sunt esențiale două măsuri: finanțarea corespunzătoare și accesul la terapii și tehnologii performante de ultimă generație, încheie citatul. Există voci care spun că banii din sistemul medical românesc există suficient, însă sunt prost gestionați. Cum comentați acest aspect? Bun, dacă este să luăm doar prima parte a acestei observații că sunt bani suficienți, teoretic ar trebui să fie, dar avem dovezile că suntem departe de această realitate. În primul rând, banii alocați pentru medicamente. La ora actuală, bugetul pentru medicamente reprezintă cam un sfert din bugetul total alocat sănătății, ceea ce reprezintă un nivel absolut comparativ cu celelalte țări care au același grad de dezvoltare ca și România. Dar acești bani alocați pentru medicamente sunt cu 20% mai puțini decât nevoia reală de medicamente pentru populație. Ori această diferență, acest decalaj este acoperit în integralitate de către producătorii de medicamente prin acea numită taxă clawback. Pe de altă parte, nevoia de a finanța corect sistemul sanitar românesc se reflectă și în celelalte trei sferturi pe care nu le-am menționat acum. Dacă avem un sfert care reprezintă cheltuielile cu medicamentele, care sunt foarte bine reglementate, unde prețul la medicamente este stabilit de către stat și este la un nivel minim dintr-un coș de 12 țări din Uniunea Europeană. Dacă creșterea pieței de medicamente este în acest moment destul de bine controlată, observăm că este o creștere undeva în jurul a 3-4% pe an, ceea ce se corelează cu evoluția demografică și cu procesele cărora trebuie să le facem față, cum este îmbătrânirea populației, cum este scăderea resurselor financiare pe care populația le poate aloca pentru a se trata și pentru a-și asigura necesarul de medicamente. Deci lucrurile pe partea aceasta sunt destul de bine puse sub control. În zona cealaltă, care reprezintă 75%, acolo sunt încă foarte multe semne de întrebare. Unde se duc banii, unde se cheltuie, cum se cheltuie? Știi că una dintre soluțiile propuse de ARPIM pentru rezolvarea problemei majore ale sistemului de sănătate este aceea de a direcționa banii colectați prin taxa de viciu în bugetul sistemului de sănătate. Ce soluții ar mai putea fi adoptate de România pentru ca pacienții să simtă că banii lor nu se risipesc în zadar? Bun, în primul rând, acest transfer dinspre taxa de viciu spre fondul de asigurări de sănătate este extrem de opacă și nu avem nicio vizibilitate ce sume față de cât se colectează, ce procent se alocă transferului către sănătate. Este adevărat că atunci când această transparență a existat, am văzut și programele, am văzut și rezultatele imediate ale acestui transfer. Trebuie să amintim aici plata arieratelor din sistem la nivelul anului 2006, care s-a făcut cu ajutorul taxei pe viciu. Este programul de evaluare a stării de sănătate pe care ministrul Nicolaescu l-a avut în anii 2007-2008, care a fost finanțat tot cu această taxă. După aceea, practic, a dispărut orice vizibilitate, cel puțin pentru noi, cei care avem mai puțin acces la datele Ministerului de Finanțe, și în acest moment nu putem spune că taxa de viciu este utilizată pentru finanțarea sistemului de sănătate. Deși, dacă stăm să ne gândim, ar fi corect și etic față de cetățenii care se îmbolnăvesc prin consum de alcool, prin consum de tutun și așa mai departe, sau cei care vor să se lase de acest viciu, ei să beneficieze de tratament cu sprijinul sau prin alocarea unor sume consistente din această taxă de viciu. Știm că în aprilie 2014 Ministerul Sănătății a anunțat compensarea 17 medicamente noi,
După ce această listă de medicamente, a medicamentelor compensate, nu mai fusese actualizată de aproape 7 ani. Totodată a fost anulată procedura de evaluare a celor 137 de molecule noi propuse de companiile farmaceutice, iar motivația din partea Ministerului Sănătății a fost că această evaluare și această procedură a fost viciată. A fost vorba de o viciere sau acesta a fost un motiv fals invocat totuși de minister? După părerea mea, nu a fost vorba de niciun fel de viciere. Deci, practic, a existat un cadru legislativ care a fost creat de guvernul precedent pentru actualizarea listei. Companiile și-au pregătit dosarele de evaluare a medicamentelor conform procedurilor care au fost în vigoare la acel moment. Analiza dosarelor s-a făcut de către comisiile și de către persoanele care au fost nominalizate de către Ministerul Sănătății. Deci lucrurile s-au desfășurat și producătorii de medicamente au jucat conform regulilor care le-au fost impuse la acel moment. Ce este interesant de observat este faptul că cele 17 medicamente de care vorbiți au fost introduse într-un moment de hiatus sau, să zic, de vid legislativ. Deci s-a profitat de un moment în care legislația precedentă a fost anulată. Legislația care fusese anunțată încă n-a fost nici măcar propusă pentru dezbatere publică și fără îndoială noi salutăm orice decizie a autorităților care facilitează accesul anumitor categorii de pacienți la medicație, la tratamentele de care au nevoie. De ani de zile, pentru medicamentele care tratează așa numitele boli rare sau medicamentele orfane, nu a existat nicio reglementare care să permită accesul pacienților. Practic, cele 17 medicamente asigură accesul pentru câteva zeci sau poate sute de pacienți din România, deci nu au un impact foarte mare. Dar este important ca și acești pacienți să aibă acces la tratamentele de care au nevoie. Deci este o decizie pe fond pozitivă. Modul în care a fost luată această decizie, procedura care a fost urmată, aici lucrurile sunt multe semne de întrebare și bineînțeles că ne dorim să avem un cadru legislativ și niște reguli clare și precise după care să funcționăm și atunci să acționăm ca atare, decât să avem situații de genul acesta când pe un vid legislativ se produc lucruri care sunt mai mult sau mai puțin bune, fiindcă dacă stăm să ne uităm acum în urmă, pentru aceste medicamente nu s-a alocat nicio sumă suplimentară, deci ele sunt acoperite în integralitate, tot prin taxa clawback, iar din păcate, din ce am înțeles până acum, datorită neactualizării unor ghiduri terapeutice, nici cele 17 medicamente nu sunt toate disponibile pentru pacienții români, chiar la 6 luni după ce ele au apărut în lista de medicamente compensate și rambursate.